Bun găsit! Poliția de frontieră Moldovei a anunțat că partea română a închis punctele vamale Cahul, Oancea și Giurgiulești-Galați din cauza condițiilor meteo nefavorabile. În același timp, șoferii sunt rugați să evite punctul de trecere al Leușeni-Albiță și asta deoarece pe partea română accesul unităților de transport, a căror masă depășește 3,5 tone, este restricționat pe o porțiune a drumului Albița-Crasna. De asemenea, nu se circulă din Ucraina spre Moldova prin vama Săiți-Lesnoe.